mult îndoliată și tristată familie, tristată asistență. Există o căutare permanentă a omului în general și a fiecăruia în parte, aceea de a învinge temporalitatea, de a deveni nemuritor într-un fel sau altul. Și acest lucru indiferent de timpul sau spațiul în care își duce existența. Și încearcă acest lucru prin cultură, prin artă, foarte mult în vremurile contemporane, prin tehnică și zicem noi, mai ales prin religie. Un istoric și istoria în general se încadrează în această paradigmă. Pentru că până la urmă istoria presupune a aduce timpul trecut în prezent, a-l face prezent și felul acesta a-l deschide înspre viitor, oferindu-i omului plenitudinea experienței în sensul de imediat și intens, în sensul de desăvârșit. În sensul acesta, pe linia aceasta, îmi voi argumenta cuvântul prin două trimiteri. Una, bineînțeles, din Sfânta Scriptură, care însoțește misiunea de istoric, iar cealaltă din zona personalităților poporului nostru, care exprimă ce înseamnă istoria. Prima trimitere exprimă ce este istoricul, iar cea de-a doua ce este istoria. Citim din Cartea a doua a Macabeilor, capitolul 2, versetul 31. A căuta și a culege multe cu deamănuntul și a vorbi despre toate este de datoria celui care scrie istoria. Iar în ceea ce privește propriu zis această lucrare, îl voi cita pe Mihail Cogălnician, care zicea într-un discurs al său lucrul următor. Istoria este glasul semințiilor ce au fost și icoana vremii trecute. Este testamentul lăsat de către strămoși strănepoților, ca să le slujească de tălmăcire vremii de față și de povățuire vremii viitoare. În această privire atât de importantă, istoria, după Biblie, trebuie să fie și a fost întotdeauna cartea de căpetenie a popoarelor și a fiecărui om îndeosebi. Pentru că fiecare stare, fiecare profesie află în ea reguli de purtare, sfat la îndatoririle sale, învățătură la neștiința sa, îndemn la slavă și la fapta cea bună. Înțelegem de aici, fără să aducem marginalii care este rolul vădit al istoriei, sublinind doar acesta, rolul moral, rol în orientarea vieții prezente deschise înspre cea viitoare. Astăzi îl prohodim pe unul dintre mari istoricii contemporani și în mod special legat de urbea noastră. El a scris mult, s-a preocupat mult de istoria României și a românilor în general. Dar spunem și lucrul acesta și de istoria Clujului în ceea ce ne privește pe noi în mod special. Și până și chiar despre istoria acestui loc în care ne aflăm și în care de acum își va odihni somnul de veci, despre cimitirul central. Și în felul acesta a încercat să învingă, ziceam, temporalitatea. Să guste întrucândva din ceea ce înseamnă nemurire. Însă noi subliniem și acest lucru foarte important. Noi vorbim mai mult decât a învinge temporalitatea prin, fie și prin mijloace culturale, vorbim de a dobândi veșnicia prin cele ale credinței, prin cele ale lui Hristos. Nu vorbim așadar de o veșnicie din perspectivă culturală, ci vorbim de o veșnicie din perspectiva credinței. Atemporalitatea din perspectiva culturală este doar prima etapă în ceea ce privește drumul, parcursul lung la care noi suntem chemați să dobândim veșnicia lui Hristos. Hristos este Cel care împlinește istoria. Hristos este Alfa și Omega. Hristos este începutul și sfârșitul.
Și în felul acesta, așezându-L pe Hristos în mijlocul istoriei, în centrul istoriei, dintr-o dată încep să se așeze toate la un loc și încep să se plinească toate în sensul de desăvârșire. Calea pe care ne-o propune Hristos și exprimată în Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o este credința și ascultarea de cuvântul Său. Cel ce ascultă de cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Este trăsnetul istoriei, rostit din gura celui care a trecut prin toate evenimentele pe care noi vom fi nevoiți să le parcurgem. El este singurul nemincinos când vine vorba de atemporalitate și zic mai mult decât atât, de veșnicie, pentru că El nu ne promite nemurire culturală, ci El ne promite veșnicia în împărăția Lui. Este singurul credibil, pentru că este singurul care a trecut și prin suferință, și prin moarte, și prin înviere, deschizându-ne nouă calea în acest sens. Așezându-L pe Hristos și la această celebrare, în centrul lucrării noastre, avem această nădejde, pe care o transformăm sau o însoțim de rugăciune, că domnul Vasile Lechințan își va continua istoria în veșnicie și o va deschide înspre deplinătatea împreună cu Hristos, care este desăvârșitorul istoriei. Am venit astăzi să aducem compasiune familiei greu încercate la această plecare din lumea pământească. Am venit să ne rugăm împreună pentru cel care a fost omul cetății și a contribuit atât de mult la conturarea identității noastre de credință și de neam și am venit, de ce nu, să ne înțelepțim. Toți împreună celebrăm astăzi marea trecere în eternitatea lui Dumnezeu a istoricului Vasile Lechințan. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L odihnească.